Au încheiat 3-1 a postului președinte de ședință și este nevoie de un alt președinte. Următoarele 3-1. Faceți-vă rog, vă rog. Altă propunere, dacă mai este? Sunteți de acord? Hai să ne mutăm pita, să lăsăm. Să mă întoarce, 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 să
Comisia a estimat o executare de lucrări mai mult la ecosistem și mai puțin la canalizare, obiectivele de la Ministerul Mediului. După executarea lucrărilor, este mai mult executat, sunt mai multe lucrări executate la extinderea rețelei de canalizare. Deci eu am făcut o rocadă între obiectivul reabilitarea ecosistemului zonele grav afectate de poluare, minus 500, și am suplimentat la reabilitare și extinderea rețelei de canalizare în orașul Plana plus 500. Deci este efectiv o rectificare a limitelor din lista de investiții, în cadrul aceleași lucrări la Ministerul Mediului. Apoi, am primit o de plan pentru lucrarea, modernizarea infrastructurii rutieră în orașul Drama, etapa 3. Acolo am prevăzut să intre banii pe 420265, unde e contul corespondent pentru infrastructură, și am suplimentat cu 500. Deci în anul ăsta am acoperit tot ce ne fila de plan pentru modernizarea infrastructură. Apoi, pentru Festivalul de Romanțe, am preconizat inițial acum din bugetul local 30.000 lei, pentru că deschiderea de limite durează 10 zile și să nu mă încurc să ajung după 17 cu deschiderea de limite. Miercuri, dacă ne intră sponsorizări, că avem chiar semnat, am și uitat să vă spun o primar că a dus 7500 și încă 7500, cei 5 de la House-ul și cu Marius Oblic. O intrat ieri cu un fax de la Casa de Cultură. Da, spui și asta, da, 60.000 lei. Da, și Consiliul Județean, Centrul de Cultură al Obsin Bena, ne alocă 16.000 lei tot pentru festival de romanțe. Deci să vedem cum ce repartizăm din 16.000 ce să plătească. De obicei plătesc 3.000. Nu intră în bugetul nostru, plătesc ei diferit. Deci ei plătesc din bugetul lor, din ei, și plătesc doar pentru festival de romanțe. Și de la noi am preconizat 30.000 lei. Sperăm să ne ajungă. Da, noi anul trecut am folosit, era noi ceva. Da, am folosit și puțin. Puțin, că am avut sponsorizări și anul trecut. Eu nu cred că anul ăsta am folosit un leu. 4 șete, am avut eu factura, am trecut cu toate romanțele din partea noastră. Am trecut 4 șete, 200 au fost factura de la romanțe. 470 de milioane au fost anul trecut. De la noi? De la, și nu, eu am avut să multe, am avut și sponsorizări, vreau. O să ceva folosit de la noi, anul trecut. Da. Și restul din sponsorizări, acum din 300. Pentru că am preconizat, am zis că nu o să fie prea multe. Dacă ei plătesc orchestră, ei de obicei plătesc orchestră și premii în Casa de Cultură Augustin Bena. Și acum 15.000 avem garantat și am înțeles că încă 10.000, 25 momentan. Ok, și cu șai vreau să ne arunc. 25 cu 64, și un an. Deci acum am băgat din bugetul propriu și pentru a viitoare oricum o să fie rectificare așa, la proiect de sponsorizări le regres, le bag din contul de sponsorizări și diminuez dintre propriu le-am băgat momentan. Deci asta este rectificarea. Dar făcut trebuie de la un proiect la altul în funcție de cum. Păi dacă nu ce se întâmplă? Noi adresăm la Congresul Spiritual. La adresă, da. Dar cum să nu se poate, adică la început... Dar mai făcut, parcă, din câte țin minte odată. Eu nu știu, eu funcție mie... Am făcut, știu, adică ce că am mai făcut. Am mai făcut de asta, da. Încă vreau de cadrul acela. Și acum, cât ai lăsat la ecosistem? Stați puțin să vă spun, ecosistemul a fost 2300, minus 500, 1800. Păi eu nu știu funcție de cum se execută. Eu la început de an cu investițiile mi-am prezentat, adică când am primit fila de plan. Eu oricum am primit fila de plan luna viitoare, suplimentare, dar nu nimic, lasă așa, că tot sunt eu. Apoi eu, nu, că trebuie să plătesc, acum la început de an s-au preconizat la fel pe executarea lucrărilor, probabil, nu, că tot aceiași bani, de 9400 ne învârtim cu ei. Nu, dar mai dă, da, da, a zis că să mai dă și atunci iară să intru în ședință. Dar acum am între lucrări, se executa mai mult pe canalizare și mai puțin pe ecosistem. De cum s-o planifica la ce ea. Au lucrat din test, poate funcție de asta, da. În 3 zile în fene și gata canalizarea și apa. Și la ce probabil s-o preconiza că ecosistemul se va lucra mai mult pe ecosistem. Sunt întrebări? Deci asta nu e o problemă, sigur, pe care avem. Era și ea la Suceava, era... Că nu ne dă o destinație specială cu sistemul acolo. Adică nu s-a făcut și așa și așa. Părerea sunt acolo, atât. Dar că sunt întrebări. Trebuie să mă duc la tot. Cine este pentru? Împotriva, cine este ce vrei? Poți să cinci să zic la
Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.